Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă lecție de istorie realizată în parteneriat cu Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Lecția de astăzi o vom dedica regelui Mihai I al României, cel care, deși a trăit marea parte a vieții în exil și a iubit poporul și țara necondiționat până în ultima clipă a vieții. Profesorul lecției de astăzi este istoricul Sergiu Cataraga. Domnule profesor, bine ați venit la lecția de istorie. Bună seara tuturor! Domn profesor, pentru început aș vrea să ne spuneți din ce viță regală se trage regele Mihai I al României și, în general, cum a ajuns acest neam de viță regală să ajungă să vină în România. În urma înlăturării lui Alexandru Ancuza, s-a luat decizia de a chema o persoană de viță nobilă, aristocrată, bineînțeles, cu rădăcini vechi în Europa. S-au făcut mai multe invitații diferitor familii de aristocrații europene. Până la urmă, invitația a fost acceptată de către familia Sigmaringen și în România sosește unul din fiii acestei mari familii de aristocrați germane, Carol, care, ajungând în România, printre altele, a ajuns foarte greu pentru că Imperiul Austro-Ungar s-a împotrivit foarte mult acestui lucru, dorea o candidatura sa pe tron și incognito a sosit în România viitorul rege Carol, care tocmai la hotar a fost întâmpinat de către partea română și de acum oficial a dus în București, unde în scurt timp a avut loc ceremonia de oficializare la tronul României de atunci, iar mai apoi, după războiul rusă-turc 1877-78, devine rege al României în adevăratul sens al cuvântului. Ajungând în România, bunelul, dar nu putem spune bunelul pentru că regele Mihai nu este un urmaș direct al regelui Carol, dintr-un simplu motiv, pentru că regele Carol a avut o fiică care a murit la vârsta de 3 anișori de scarlatină și după decesul regelui, primul rege al României din această ramură a zigmarinilor în anul 1914, este invitat un alt reprezentant acestei familii, regele Ferdinand I, sau întregitorul, cum se mai spune, și de acum Mihai este nepotul acestui rege al regelui Ferdinand I. Trei dintre cei mai buni medici au asistat la Castelul Făișor nașterea bebelușului care asigura continuitatea dinastiei române. Medicul familiei regale a Greciei, din care făcea parte mama lui, principesa Elena, și doctorul personal al regelui Ferdinand al României. Gravidei i s-a administrat cloroform. La 25 octombrie 1921, la Castelul Pelișor, în urma unei nașteri foarte dificile, apare pe lume urmașul la tron. Timp de câteva zile s-au dat buletine medicale despre starea de sănătate a micuțului prinț. La București s-au tras 101 salve de tun în onoarea noului născut. Numele de Mihai, numele de botez, a fost dat după cel al domnitorului Mihai Viteazu. Avea o simbolistică aparte, unire, unitate și, în același timp, continuitatea dinastiei române. Mihai I al României este descendentul celor mai importante familii regale și imperiale ale Europei. Strămoșii săi au fost țarii Nicolae I și Alexandru al II al Rusiei, regina Victoria a Marii Britanii, împărați Habsburgi, regei Prusiei și Portugaliei, așa că mulți nobili au luat parte la botez. Aici, în sala tronului, a avut loc botezul regelui Mihai în 22 ianuarie 1922. Nași au fost chiar regii Maria și Ferdinand, pentru că era prea frig ca bebelușul regal să fie dezbrăcat. Ceremonia propriu-zisă, botezul, a avut loc la Cotroceni. Patriarhul Miron Cristea a celebrat ceremonia. Viața politică era agitată și atunci. Opoziția a boicotat manifestația în semn de protest față de numirea guvernului Brătianu, așa că au participat la botez doar reprezentanții PNL și ai armatei. Principesa Elena a scris în jurnalul pe care l-a făcut fiului ei încă din primele zile ale vieții despre botez. Găsim aici informații despre primele vaccinuri pe care le-a primit micuțul prinț și modul în care s-a dezvoltat. Fotografiile surprind o familie fericită. Iată-l pe Mihai în piața San Marco din Veneția, călătorea cu regina Maria și regele Ferdinand. Imagini inedite l-au surprins pe Mihăiță alături de părinți și bunici și la prima paradă la care a participat.
La vârsta de 4 ani, regele călărește un ponei, iar la 6 ani conduce prima mașinuță. Fuga tatălui său cu amanta la Paris a schimbat destinul acestui copil fericit care ajunge rege la doar 5 ani și 8 luni după moartea bunicului său. Prima lui temere a fost că îi se vor lua jucăriile, acum că a devenit rege. Regele Mihai era purtat de mână de mama lui la festivități și întâlniri, unele interminabile. Copilul nu se arăta nerăbdător, dar uneori o întreba pe mama lui dacă se poate retrage să se joace. De frică să nu se maturizeze prea repede, micului rege i-a fost adus un partener de joacă de seama lui, pe micul prinț Filip, vărul primar al mamei lui, care va ajunge la maturitate soțul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Iată-i pe cei doi copii jucându-se la Mamaia, Constanța, Sinaia și mai apoi în Italia, la Villa Sparta, a reginei mamă Elena. A fost o prietenie care avea să țină toată viața între acești copii, ale căror destine au fost parcă inversate. Princesa remarcat copilăria regelui Mihai I, cine i-a format caracterul, personalitatea, cine i-a insuflat acea dragoste față de poporul român, față de țara pe care a ajuns să o conducă la un moment dat? Am avut ocazia chiar personal să discut pe această temă cu regele Mihai și el mi-a spus cea mai mare influență asupra educației sale a avut-o propria mamă. Anume, ea i-a dat acele elemente necesare care stau la baza creării unui viitor rege. Și el mi-a spus, în primul rând, m-a învățat să-mi iubesc țara, să-mi iubesc poporul și să fiu fidel poporului meu pe întreaga viață. Și, într-adevăr, ceea ce a făcut regele Mihai a demonstrat această fidelitate și el a mai spus un lucru, eu sunt sortit să fiu loial poporului și această loialitate pe care a avut-o față de poporul român. Regele mi-a dat chiar câteva lecții foarte interesante ce înseamnă monarhie, ce înseamnă să fii un rege adevărat al unui popor, al unui stat și așa mai departe. Și chiar într-o perioadă foarte scurtă de timp, practic în 5 minute, m-a convins în așa măsură încât eu până în ziua de astăzi am devenit monarhist convins. A adus niște argumente care nu pot fi combătute absolut prin nimic. De exemplu? În primul rând, el mi-a lămurit următorul lucru. Regele, prin loialitatea față de propriul popor, este sortit să-și iubească poporul. Al doilea lucru, zice, politicienii, liderii politici, ajung prim-ministri sau președinți de țară pe o perioadă scurtă, de timp fiind aleși, pe 4, 5, 6, 7 ani, pot fi și o viață întreagă. Dar întotdeauna sunt aleși. Regele nu poate fi ales. El este trimis pentru popor și el nu este pur și simplu conducător de stat. Regele este lider pentru poporul său. Inclusiv spiritual. Spiritual, în toate cele. Și însăși Mihai spunea, eu sunt o persoană foarte, foarte religioasă. Acest lucru am înțeles puțin mai târziu din convingerile, din discursurile sale și prin comportamentul pe care l-am văzut eu și l-am urmărit pe parcurs cât am avut ocazia să-l cunosc. Prima domnie a regelui Mihai I a început când avea doar 6 ani, în 1927, după moartea bunicului său, regele Ferdinand. Nu mi-aduc aminte aproape nimic. Era o viață de toate zilele cu mama mea, care mă învăța fel de fel de lucruri și cu purtare și asta. Când ne înseam în public cu mama mea, din foarte, foarte vag, mă aduc aminte cum îmi spunea că se dau mâna cu cutare sau cu cutare. Regele copil a fost tutelat de o regență condusă de unchiul său, principele Nicolae al României. După numai 3 ani, micul rege este detronat chiar de tatăl său, Carol al II-lea, care a revenit în țară și a exilat-o pe regina mamă în Italia, la Florența. Mihai a rămas în grija tatălui său și a primit titlul de mare voievod de Alba Iulia. Despărțirea de mama lui l-a marcat pentru toată viața pe rege, care este lăsat să o viziteze doar de 2 ori pe an. Bucuria mea cea mai mare a fost de câte ori pe toate mers să o văd. Încărca bateriile, moralmente, fiindcă era foarte greu altfel. În urma abdicării tatălui său, la 6 septembrie 1940, Mihai I a redevenit rege pentru a doua oară. În timpul războiului, regele i-a îmbărbătat pe ostașii români care au luptat pentru reîntregirea țării prin recuperarea Basarabiei ocupate de sovietici. Dar cum era ca om? Avea aiere de superioritate sau era categoric o fire modestă? Categoric nu, foarte modest. Foarte îngândurat permanent și chiar odată mi-a, nu știu cum acolo, a fost un comentariu de genul că eu m-am învățat să ascund gândurile mele
și să mă gândesc numai la, vorbesc numai în interesul poporului meu. Asta este arta supremă de a putea conduce cu propriul popor. El spunea, nu conduc țara, eu conduc poporul. Este mult mai important. Și îmi spunea, fiți atenți că anume acolo unde există monarhii, anume în acele state și lumea este mult mai bogată din toate punctele de vedere și spiritual, dar și material, și este mult mai mulțumită de forma de trai pe care o are. Dar de ce studii a avut parte regele Mihai I și, în general, în copilărie? Avea prieteni din diferite categorii sociale sau doar de rangul domniei sale? Copilăria, din câte știu eu, a fost foarte tristă pentru că era unicul copil. Din cauza problemelor de ordin familiar al tatălui său, chiar mi-am spus-o direct, am avut un tată foarte, foarte rău pentru mine. A avut o copilărie zbuciumată. Să crească sor tatălui său. Tatăl nici nu răspundea înapoi, pentru că tatăl său îl privea ca un concurent direct la tronul României. Tatăl său știa foarte bine că Ferdinand întâi, la momentul decesului, în testament a spus deschis, din cauza problemelor pe care le are Carol al doilea, nici într-un caz nu ajung la tronul României să rămână Mihai. Asta și s-a întâmplat, de fapt, în anul 1927. Dar uite, în urma unor uzurpări de putere și așa mai departe, în 30, Carol al doilea revine la tronul României, înlăturându-l pe Mihai. Bine, că era mic, noi înțelegem, dar totuși era uzurparea puterii, reală așa a fost. Chiar dacă s-a făcut cu acceptul atât a Parlamentului Metropolitic și a unor lideri politici, dar realmente asta a fost o uzurpare a puterii, pentru că prin testament Mihai trebuia să urmeze până la sfârșitul zilelor sale în fruntea României. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, a fost o uzurpare. Cât privește anii de școală, de liceu, exista așa anumită clasă palatină, unde au fost invitați copii nu numai din familii nobile sau bogate, ci din toate sloiurile vieții și din toate regiunile României, astfel încât regele să comunice cu diferiți copii din diferite regiuni, dar și din diferite domenii, dependență unde erau părinții, astfel încât să-și îmbogățească propriul bagaj și să nu fie limitat în cunoștințele sau în relațiile pe care le leagă sau în tot ceea ce urma să facă mai târziu în viață. Adică s-a creat un anturaj foarte benefic în jurul lui pentru a-l educa corect, pentru a-l deprinde cu toate problemele care există în diferite regiuni ale României, dar și în diferite domenii economice, politice, sociale. Asta a fost sensul clasei palatine. În această clasă palatină erau și reprezentanți din Basarabene. Da, au fost în toate regiunile, am spus, atât din Transilvania, cât Muntenia, Oltenia, toate regiunile au fost reprezentate în clasa palatină. A legat prietenii cu cineva dintre tinerii basarabeni cu care a fost în aceeași clasă? Cu toți. Memoriile tuturor celor care au fost colegi de clasă cu Mihai I, vorbesc despre următorul lucru. A fost o fire foarte deschisă, foarte comunicabilă, ca copil, căuta joacă, se juca cu toți de rând, niciodată nu și-a permis să se arate că este mai presus decât altcineva. Până la educația a fost corectă atât din familie, cât și de profesorii care au fost alături de el pe parcursul anilor de liceu, de această clasă palatină, care era la Sinaia, la Palatul Peleș. Basarabeanul Radion Chiaburu, fiu de țăran din satul Peciște, județul Orhei, născut în 1920, a fost cel mai în vârstă dintre cei 11 colegi ai marelui voievod Mihai din clasa palatină. Radion Chiaburu a fost selectat ca elev de elită de către inspectorul Nicolae Saxu la cunoscutul liceu de băieți Alexandru Donici din Chișinău în martie 1933. A locuit în gazdă la capitanul Petre Petrovici pe strada Palatului, în imediata vecinătate a Palatului Regal. Această apropiere i-a permis să fie mai des alături de principe decât restul elevilor. În chiar prima zi de școală, văzându-l mai solid, principele Mihai s-a apropiat de el și i-a zis: tu o să fii în echipa mea. În pauză ne batem cu Cernovodeanu. Ajuns la vârsta de 91 de ani, Radion Chiaburu își amintește cu pietate acea perioadă când își începea zilele cu gimnastica de dimineață alături de principe. Între orele 17 și 19, spre exemplu, mai amintesc și acum, făceam meditații împreună cu voievodul. Dimineața, făceam înviorarea cu colonelul Emil Pălângeanu, în spatele palatului.
Făceam alergări, exerciții, 15 minute de gimnastică și apoi ne întorceam fiecare acasă pentru a ne pregăti de școală. În 1937, Radion a intrat cu sprijinul regelui Carol al II-lea la școala militară din Târgu Mureș. În 1940, când a auzit știrea cedării Basarabiei, tocmai susținuse bacalaureatul și se întorcea acasă. Nu s-a putut bucura de vacanță. A revenit la București. Principele Mihai a aflat de sosirea lui și l-a invitat în ospeție. Chiabi, am auzit că ai venit. Îți trimit o mașină. Să vii să-mi povestești. La palat, i-a relatat voievodului tot ce a văzut cât a parcurs cei 92 de kilometri. Oamenii, disperarea lor. După un ceas și jumătate, li s-a alăturat și Carol al II-lea, care a rămas foarte impresionat de cele auzite. Regele Mihai l-a reîntâlnit pe Radion Chiaburu și după școală, mai întâi în 1943, pe front. Devenise între timp ofițer în primul grad, sublocotenent de aviație în escadrila de vânătoare de la Galați. În 1944, cu sprijinul regelui Mihai, familia Chiaburu a fost salvată de sovieticii care aveau să o trimită în mod sigur în Siberia sau Kazahstan. Vechiul prieten i-a solicitat regelui o audiență, rugându-l să-i refugieze familia. Mihai I nu a ezitat, desemnând mareșalul curții, Dumitru Negel, responsabil de asigurarea unui loc de refugiu familiei pe unul din domeniile regale. Le-a fost pus la dispoziție un avion și, pe 15 martie 1944, membrii familiei Chiaburu s-au instalat și au rămas la Segarcea. Faptul că am fost coleg cu regele pentru mine a fost salvarea vieții, fiindcă, în felul ăsta, eu mi-am refugiat familia. Regele Mihai și Radion Chiaburu s-au revăzut abia în 1992. Cu părere de rău, din câte am înțeles, tatăl său, datorită acestei temeri că nu cumva să revină înapoi la tronul României, s-a ferit să-i ofere studii superioare ulterior. Îi oferea toate cele, absolut și bani, toată atenția din punct de vedere material și multe alte momente. Să nu plece mai departe la studii, nu cumva să devină un viitor concurent. Odată cu revenirea sa în anul 1940, la tronul României, în urma plecării, abdicării lui Carol al II-lea și creierii guvernului Antonescu. Antonescu a dat următorul ordin, știind că studiile au fost întrerupte practic în perioada respectivă, a dat ordin ca la palat din nou să fie aduși cei mai buni profesori universitari care să țină lecții atât de istorie, de geografie, de politică, de drept constituțional, drept administrativ și așa mai departe, care să-l ajute pe Mihai I în cel mai scurt timp să obțină cunoștințele carte necesară pentru a deveni un rege bun în perspectivă, lucru care s-a întâmplat. Ultimii ani ai războiului au adâncit ruptura dintre mareșalul Antonescu, aliatul nemților, partidele istorice și casa regală. Regele Mihai se îngrijea atent de situația prizonierilor anglo-americani. Regina mamă Elena era în vizorul naziștilor pentru că a împiedicat deportarea a mii de evrei în Transnistria și a repatriat alte câteva mii. Cu toate că Antonescu ne tratea puțin ca un zadistant, totuși avea un respect foarte special față de mama mea. Și ea a reușit totuși, pe cât s-a putut, să atenueze anumite lucruri care ei început să se refacă sub influența naziștilor. Regele Mihai spera să revină la alianțele tradiționale ale României și să recupereze Transilvania de Nord. Era și dorința mareșalului Antonescu, pe care Hitler amâna să-i îndeplinească. Nici Antonescu și nici regele nu știau că Stalin semnase pe 30 octombrie 1943 declarația de la Moscova. Se angaja alături de SUA, Marea Britanie și China să continue ofensiva până la capitularea necondiționată a forțelor Axei. România era una dintre ele. În vara lui 1944, atât mareșalul cât și oamenii regelui au deschis discuții cu britanicii și sovieticii. Era o frică imensă de ruși, circulau cele mai teribile și credibile lucruri despre ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică, masacrele, deportări. La 28 mai 1944, sovieticii răspund favorabil celor două cerințe ale mareșalului Antonescu, să-i se dea 15 zile ca să ceară nemților să părăsească voluntar România. A doua condiție era că dacă este ocupată toată țara, să fie lăsat un județ în vestul țării neocupat. Condițiile erau așa de absurde că sovieticii le-au acceptat imediat. Guvernul Antonescu, la 1 iunie
știa că s-a acceptat să recondițiile lui, ori n-a știut să profite de ele. Când ți-a acuzat regele sau opoziția că a făcut o capitulare catastrofală la 20 august, dar e vina lui Antonescu, că el trebuia să facă asta cu 3 luni înainte. Pe 20 august 1944, sovieticii au încercuit trupele române germane din nordul Moldovei. Rușii vizau ocuparea rafineriilor de la Ploiești și Bucureștiul. Au aruncat în luptă 1,25 de milioane de soldați, cam tot atâția câți au luptat la Stalingrad. A fost o derută a armatelor noastre. Nenorociții noștri de ostași care s-au bătut până în Cuban și până la Stalingrad în mod eroic, uite că pe teritoriul românesc nu s-au mai bătut bine. Cu rușii intrați în România, regele Mihai l-a convocat la palat pe Mareșal în 23 august. I-a cerut să semneze un armistițiu cu sovieticii. Antonescu a refuzat. Regele l-a arestat și a numit un nou guvern. Mareșalul a fost dus într-o casă conspirativă din cartierul Vatra Luminoasă din capitală. 23 august a fost o lovitură grea pentru armata germană. Considerați gestul regelui Mihai o trădare? Nu. A fost o necesitate națională. Că lucrurile au evoluat așa cum au evoluat, că lumea era în curs de a fi împărțită în zone, noi nu știm, ceea ce l-a pretins, că nu era decât un aranjament pe durata războiului. Așa a început războiul rece și așa au început teroare, arestările. Regele a sperat că britanicii și americanii vor susține România. Eram încă la masă cu toți când postul de radio anunță un comunicat important către țară. Majestatea sa anunța foarte sobru încetarea războiului cu aliații occidentali. Entuziasm mare și în speranța că vin americanii. Unii istorici afirmă că Antonescu urma să fie arestat oricum de germani, care ar fi instalat la București un guvern legionar sub conducerea lui Horia Sima. În toate cazurile însă sovieticii ar fi invadat oricum România, căci înțelegerile deja fusese făcute. Unii și astăzi îi reproșează acea decizie din 23 august 1944 regelui Mihai I. A fost o decizie, iată, privind peste ani, a fost o decizie chibzuită din partea majestății sale? Realmente a fost o decizie foarte chibzuită, pentru că dacă să luăm în considerație educația pe care a primit-o, ceea ce a spus, trebuie să fiu fidel și loial poporului, nu țării, poporului. Reșind de situația care s-a creat în ziua de 23 august 1944 și tot ceea ce se întâmpla pe front, decizia lui a fost, reșind din bagajul de cunoștințe care îl avea atunci la moment și de informații care se aduceau, decizia lui a fost una absolut corectă. Pentru că să nu fie ieșit atunci la 23 august 44 de război, România pe lângă Basarabia precis că pierdea și Transilvania și poate posibil că și alte teritorii. Dar prin decizia respectivă, dumneavoastră mi-a spus puțin mai târziu că da, pentru mine era clar că am pierdut Basarabia. Dar eu trebuie să mă gândesc la Transilvania. Cine l-a ajutat pe regele Mihai în cele mai grele momente ale vieții să ia decizii cumpănite? Pentru că era practic singur în fața provocărilor. Mama sa, care avea la fel studii strălucite, era din viță nobilă greacă, era fiica regelui Greciei, dar avea studii extraordinar de bune, precum și rudele care le-a avut în jurul său, tot timpul l-au sfătuit. Dar în primul rând mama sa l-a influențat decisiv în toate cele. Restul celor polițienilor care au fost în jurul său, sau cum mai spunem noi uneori, camarila regală și tot restul, nu neg, au fost persoane foarte bine pregătite în jurul său. Dar au fost și persoane care curat cu interese s-au afiliat familiei regale, și cu părere de rău, cel mai nociv exemplu, trebuie de spus deschis, au trecut ani, a fost doamna Elena Lupescu, care prin intermediul tatălui său a încercat să-l influențeze în direcția rea pe regele Mihai. Pentru că exista această concurență și doamna Lupescu foarte mult se temea că nu cumva să piardă controlul asupra familiei regale. Au fost interese curat meschine. Cum s-a ajuns la momentul abdicării regelui Mihai I? Care au fost circumstanțele? Da, pe de o parte, după anul 44, România intră în război de partea coaliției antifasciste, până în ziua de nou mai participă alături de această coaliție. Pentru meritele sale, efortul făcut în timpul războiului, regele Mihai a fost decorat cu cele mai înalte decorații ale statelor coaliției antifasciste, inclusiv cu Ordinul Pobeda Victoriei numărul 16,
a fost prețuit corect. Pentru actul din 23 august 44, memoriile sale, Winston Churchill scrie următorul lucru. România astăzi a ieșit din război. Soarta războiului este pecetluită, pentru că Churchill înțelegea foarte bine importanța trecerii României în coaliția statelor antifasciste. Trei pătrimi din petrolul folosit de către Germania în perioada războiului mondial a fost de proveniență română. Și lipsirea Germaniei de această sursă de energie, de carburanți pentru întreaga mașinărie de război germană, a fost de fapt fatală pentru Germania. Ei n-au putut compensa această pierdere absolut prin nimica. Poate că produceau tehnică militară, dar nu aveau cu ce alimenta. Și asta le-a jucat fiesta cea mai mare, de fapt, în perioada imediat următoare actului din 23 august 44. E bine, poate posibil că datorită acestui lucru și nu a fost înlăturat imediat de la guvernare, pentru că știm că regele Iugoslaviei sau regele Bulgariei, Simeon, imediat după intrarea trupelor sovietice, au fost înlăturați, instalat regim de surginte sovietică socialistă. În România acest lucru nu se întâmplă. Mulți chiar glumeau în perioada respectivă. Există o monarhie socialistă în lume. Pe de o parte regim socialist, cu un guvern socialist încă din 46, în frunte cu Petru Groza. Pe de altă parte exista o monarhie, cu o constituție care proclama monarhie și tot restul. E bine, în urma unei crize, eu aș spune, sunt tratate în diferite moduri. Criza administrativă, criza de palat, criza constituțională și așa mai departe. Eu voi spune deschis, criza administrativă, pentru că a intrat în conflict regimul socialist instalat de către trupele sovietice în România cu însăși esența Constituției Române, cu regimul monarhist. Și regele nu putea accepta introducerea teroarei, începerea lichidării liderilor politici și multe alte lucruri care au început să se întâmple în România în perioada imediat următoare intrării trupelor sovietice în România. Știm despre protestele studenților când au fost arestați, e bine, și când vine ziua abdicării regelui, el a fost amenințat deschis de către Petru Groza, care a spus-o, ori vă împușcăm și îi împușcăm și pe studenții și toți cei care sunt ținuți ca ostatici, ori dumneavoastră semnați actul de abdicare. Și iarăși din nou a dat dovadă de loialitate față de poporul său. S-a dezis de la tron, deși a fost un lucru total ilegal și pentru aceea Dumnezeu mi-a spus următorul moment. Tribunalul Poporului creat în 46 de către noul regim instalat la guvernare care i-a judecat și pe Antonescu, dar și pe mulți alții, a fost un organ total ilegal. Pentru că Constituția Română nu prevedea crearea unui astfel de organ judiciar. E bine, dar s-a întâmplat acest lucru. La fel s-a întâmplat și cu abdicarea. Abdicarea trebuia semnată de către Parlament. Acest lucru nu a fost. A fost o simplă semnătură din partea dumneavoastră de abdicare de la tronul României, dar procedura nu a fost respectată. Și realmente apare această situație când însăși momentul abdicării este unul ilegal, pentru că nu a fost legiferat în nicio sub o formă. Regele a luat cu el avere, așa cum spunea propaganda sovietică? Nu, categoric nu. Deseori chiar citesc diferite surse, monografii dedicate acestui moment și multe alte lucruri. Chiar tot personal am întrebat, uitați-vă, este o situație când sunt mulțime de interpretări. Și el zice, nu mi s-a permis nimica. La ieșire din România a fost controlat la negru în vagonul respectiv, nu cumva să scot ceva din țară. Și sunt chiar și fotografii unde s-a permis numai haine, încălțăminte, ceea ce a avut, adică pentru consumul personal. În rest, cum se vehiculează că UTE a evacuat o parte a tezaurului sau averii, aur, portrete a unor pictori renumiți, Rembrandt și așa mai departe, categoric nu. A plecat în exil împreună cu mama sa. Cu mama sa, împreună în doi. Și cu camerdinerul care, ajungând acolo, i-a susținut foarte mult, dar până la urmă familia a rămas în România și l-a rugat pe rege să permită reîntoarcerea în România și regele a spus, nu văd probleme, într-adevăr vă vine foarte greu în lipsa familiei, vă permiți să vă întoarceți. Asta a fost și a rămas singur cu mama sa. Le-a fost greu din cauza problemelor de ordin material. Mama sa a vândut chiar și averea sa de zestre care a fost primită, vila Sparta, numai ca să iasă din problemele de ordin material pe care le-a avut la începutul plecării sale peste hotare. Unde au fost stabiliți?
s-au stabilit cu, pe la urmă cu traiul în Florența, dar pe urmă, la invitația reginei, a plecat în Marea Britanie și fiind ajutat material, a deschis o fermă de păsări pentru început. Și chiar a fost fermier. N-avea altă ieșire din situație. Era un om simplu. Foarte simplu. Chiar dacă era plecat în exil, regele Mihai nu a fost indiferent de soarta poporului român aflat sub ocupație militară sovietică. Permanent se gândea la poporul român, inclusiv la cel basarabean. Și pentru altele mi-a spus deschis și studenților mei, țineți minte, Basarabia a fost și va fi pământ românesc. Și să nu uitați acest lucru. Și de vreme sau târziu se va realiza înapoi unirea Basarabiei cu patria mamă și tot poporul român va fi întregit. Astea sunt vorbele lui care le-a spus deschis, tranșant. De câte ori a fost regele Mihai în Basarabia în perioada interbelică? Fiind copil, a fost aici la noi în Basarabia împreună cu tatăl său de Crăciun. Sunt și chiar cadre documentare din perioada respectivă. De acum când începe războiul domnodial, vizitează a doua oară și efectuează chiar o vizită până la mănăstirea Curchi, vizitând Chișinăul, catedrala, sunt cadre, atât fotografii cât și documentare cu această vizită. Cu părere de rău, în perioada sovietică, toate aceste lucruri au fost permanent ascunse, nu cumva poporul să afle realitatea istorică care a fost. Turneile Curții Regale a României, organizate mai ales cu ocazia sărbătorilor țării și pentru a asista la evenimentele religioase, erau în spiritul epocii. Ultimul rege al României, Mihai I, a vizitat Chișinăul de mai multe ori. Prima vizită a lui Mihai, în calitate de rege, a avut loc după o lună de la instalarea administrației românești în Basarabia, pe 25 august 1941, având scopul de a inspecta cartierele distruse de armata și autoritățile sovietice în retragere. Pe 25 august 1941, regele Mihai, însoțit de câțiva oficiali, a ajuns în gara Chișinău. Potrivit unui reportaj din Monitor Oficial al României, Mihai I a coborât din automobil și a mers pe jos prin centrul orașului, privind îndurerat calvarul. S-a întristat de barbaria cu care au fost distruse biserica și reședința metropolitană, palatul eparhial și cel al Sfatului Țării, comandamentul corpului de armată, uzina electrică, stațiunea de radiofuziune, remizele, atelierele tramvaielor comunale și întreg centrul orașului. Reprezentanții autorităților i-au raportat referitor la pagubile aduse capitalei Basarabiei. Apoi Mihai și-a continuat drumul cu automobilul la mănăstirea Curchi, care a suferit de pe urma bombardamentului. În aceeași zi a fost la Orhii și Bălți. În toamna anului 1942, pentru a ridica moralul localnicilor, guvernul român a hotărât să organizeze la Chișinău o sărbătoare de însemnătate politică și religioasă. Cel mai important moment al sărbătorii, anunțat eclatant de presă, a fost vizita regelui Mihai cu regina mamă Elena. Spectacolul se anunța promițător. Agenda sărbătorii puncta manifestări de amploare. O amploare pe care a înregistrat-o în detalii reporterul fotograf german Willy Prager, dar și ziarele Basarabia, Bucovina, Buletinul Arhiepiscopiei Chișinăului și altele. S-a păstrat și un film documentar. În data de 31 octombrie 1942, tânărul și frumosul rege Mihai I, în vârsta de 21 de ani, însoțit de regina mamă Elena și de vicepreședintele Consiliului de Ministri Mihai Antonescu, a ajuns la Chișinău. Faimosul tren regal, tras de locomotivă cu aburi, comandat de regele Ferdinand la Milano și destinat deplasării familiei regale pe teritoriul regatului, a oprit în gară. Pe peron, regele și regina mamă erau așteptați de o delegație impunătoare cu membri ai corpului diplomatic, cu reprezentanți ai autorităților civile și militare. Ei au gustat din pâinea și sarea oferite de primarul Chișinăului Anibal Dobzhansky. Apoi regele a trecut în revistă garda de onoare. Fanfara a intonat imnul regal. Efrosinia Sofronovici îl ține minte bine. Trăiască regele în pace și onor, de țară iubitor
și apărător de țară. Fie Domn glorios, fie peste noi, fie-n veci norocos, fie la război. O, Doamne Sfinte, o, Doamne Sfinte, Ceresc Părinte, susține cu a ta mână coroana română. De la gară, regele Mihai și regina mamă Elena s-au îndreptat spre cimitirul de onoare din Chișinău. Cultul eroilor care și-au sacrificat viața pentru țară era foarte dezvoltat la acea vreme. Vizitarea cimitirilor pentru reculegere făcea parte din orice ritual sărbătoresc. Pe una din fotografiile momentului, regele și regina mamă urcă scările masive, urmați de membrii guvernului. Portalul de la intrare arată ca un anfiteatru sobru monumental. Pe o vastă piață semicirculară, înconjurată de ziduri din beton armat cu baluștri, se înalță doi piloni clasici înalți, având pe creste câte un vultur uriaș din bronz cu aripile desfăcute. O altă fotografie surprinde familia regală pășind cu pietate pe aleea centrală. La osuarul de la capelă, Mihai I și regina mamă au depus o coroană din flori. Către inima orașului, rănită de război, regele Mihai și regina mamă Elena au mers într-un echipaj deschis, tras de cai albi și gardați de o escortă. Exaltați de povestea fabuloasă ce se alcătuia sub ochii lor, oamenii se îmbulzeau să evalueze personajele principale. Prezența suveranului exercita și o funcție politică, dându-le localnicilor încrederea că au depășit coșmarul bolșevic. Mai întâi, regele Mihai și regina mamă Elena au asistat la ceremonia religioasă de sfințire a Catedralei Mitropolitane, nașterea Maicii Domnului. Aceasta suferise mult în timpul când bolșevicii se retrăgeau din oraș. În anul 1942 a fost reparată, fiindu-i renovate sfeșnicile, policandrele și alte obiecte de cult. După un protocol mai vechi și bine cunoscut, arhireul Efrem Tighineanu a ieșit în fața catedralei să-l întâmpene pe suveran și pe mama lui cu Sfânta Cruce și Evanghelia. După serviciul religios, regele a semnat inscripția și noul act constitutiv al catedralei rezidite. Apoi regele Mihai și regina mamă Elena, însoțiți de înalți demnitari, au parcurs pe jos calea până la tribune, unde s-a desfășurat defilarea. Lângă arcul de triumf din centrul Chișinăului a fost amenajat un pavilion din lemn, orientat spre monumentul lui Ștefan cel Mare, care pe atunci se afla în fața Palatului Arhiepiscopal. De acolo, de pe scena decorată cu flori și drapele tricolor, pe fundalul clopotniței și catedralei, suveranul și mama sa erau perfect vizibili și necrezut de frumoși pentru oamenii veniți să-i salute. Atmosfera generală era înălțătoare. Prin fața lor au defilat elevi ai liceului militar, militari în coifuri strălucitoare, premilitari și grupuri de țărani din satele basarabene îmbrăcați în costume naționale. Marșul triumfal al fanfarei dădea ritmul cadențat al sutelor de pași pe caldarâmul bulevardului. Se poate spune că spectacolul regal avea efect terapeutic asupra orășenilor, le dădea speranța timpurilor mai blânde. După paradă, suveranul și regina mamă au traversat pe jos piața Mitropoliei și s-au îndreptat spre grădina publică, unde a avut loc ceremonia de inaugurare a expoziției Dezrobirii Basarabiei. Aceasta se alcătuia dintr-un ansamblu de pavilioane din piatră și beton, cu săli spațioase și diverse standuri care demonstrau specificul culturii tradiționale din ținut. Solemnitatea a început printr-un serviciu religios, apoi s-au sfințit cu aghiazmă toate pavilioanele. Regele a tăiat panglica de la intrarea principală a expoziției și toți au pornit să viziteze sălile. O fotografie îi surprinde în pavilionul dedicat soldaților căzuți în lupte.
O alta îi fixează în interiorul unei încăperi cu panouri și rafturi semicirculare, pe care stăteau expuse toate categoriile de produse ale mănosului pământ basarabean. Mozaicul de la baza cupolei reprezenta scene din viața țăranilor basarabeni din Tighina, Călăraș și Bălți. Tot aici, în grădina publică, pe latura străzii Gavril Bănulescu Bodoni, a fost înființat un muzeu al satului basarabean, în care s-au adus și s-au amplasat două case țărănești vernaculare din satele Purcari, județul Cetatea Albă, și din satul Ignăței, județul Orhei, o moară și o biserică din lemn din satul Cornova, județul Orhei. În aceeași zi, la ora 14, potrivit buletinului Arhiepiscopiei Chișinăului, regele Mihai, împreună cu mareșalul Ion Antonescu, au participat la inaugurarea turnului dezrobirii Basarabiei. Monumentul creat de arhitecții Octav Doicescu și Dumitru Ghiula Mila a fost construit pe o colină în apropierea Chișinăului, pe o moșie a satului Ghidighici, locul unde s-au dus luptele cele mai grele pentru eliberarea orașului. În 1944 a fost distrus cu tunurile sovieticilor în așa măsură încât astăzi nu a mai rămas nicio piatră în acel loc. Turnul avea o înălțime de 28 de metri. Deasupra intrării era un basorelief cu un fragment din columna lui Traian de la Roma, reprezentând figura împăratului Traian și ale generalilor săi, stemele României, Basarabiei, Moldovei și ale altor orașe românești, pecetea lui Mihai Viteazu, precum și inscripția: ca și columna lui Traian, suntem unde am fost și rămânem unde suntem. O fotografie a lui Vili Pragher îl surprinde pe rege în fața acestui basorelief. Când în sfârșit i s-a permis să intre din nou în Basarabia în anul 2006, de ziua eroilor români. În 1 iunie 2006. Se știa, se vehicula în societate că, uite, s-a scris o cerere, o rugăminte de a-i se permite regelul de a intra și de a vizita cimitirul militar de la Țigan, care nu-l Cantemir. Nu se știa totuși să vă permite sau nu. E bine, știm cu toții, seara târziu, totuși, Voronin a permis acest lucru. Da, în 2006, în Republica Moldova, aveam un regim de guvernare comunist. Comunistă, da. E permis, dar cu condiția. Nici într-un caz nu viziteze Chișinău, ci de-a lungul hotarului, de la Leușeni, direct spre Țiganca. Și eu chiar am parcurs acel drum, un drum totalmente distrus între Leușeni și Leova. Am privit reacția mulțimii. Nu m-am așteptat că numai seara s-a anunțat că va veni și regele. A doua zi, mii de oameni au venit la Țiganca. Pe de o parte, se participe la acea ceremonie de comemorare a soldaților români căzuți în cadrul luptelor din 41 aici. Pe de altă parte, la aflare veștii că vine Mihai în Basarabia, am înțeles că, de fapt, majoritatea au venit să-l întâmpine pe rege. Și marea le-a fost mirarea, iar vorbim la capitolul educației. Dumnealui venise la Țiganca într-un automobil BMW. Pe urmă, am înțeles că era automobilele preferate pentru el, a fost tot timpul BMW. Și toți așteptau că va coborî pe bancheta din spate. Cineva îi va deschide ușa și el va coborî pe bancheta din spate. Nu. Singur și-a deschis ușa ieșind de la volan. El personal la volan a mers până la Țigancă. Ca un om simplu, un om, dar la dovadă de educație și de bun simț. Și toți au rămas perplexi de ceea ce au văzut. Pentru că toți așteptau că, uite, vine regele. Alaiu. Știți cum gândim noi în mentalitatea noastră colectivă adeseori? Avem niște stereotipuri totalmente greșite despre niște lucruri. Mai caz
plecat la acest pământ în 1941. S-a stat de camul de scoală, știi? Sunt foarte mulțumit și emoționat în același timp că am putut să vin azi. Mulțumesc! Unirea lor din neam și neam și lefălor, Doamne veșnică, omenire veșnică, omenire. Care a fost reacția oamenilor, mulțimii venite să-l întâmpine pe rege? La început toți au muțit, ca după asta au început să trăiască regele, pentru că toți s-au bucurat, au spus, uite cât e de simplu. De ce Vladimir Voronin, guvernarea comunistă de atunci, nu i-a permis să vină inclusiv până la Chișinău? Se teme. De ce? Cred pentru toți guvernanții noștri, dar și cei din România, a fost lecția anului 1992. Vizita dumnealui atunci de parte ce s-a întâmplat când milioane de oameni au ieșit în întâmpinare și îl chemau înapoi la tronul României. Memoria istorică pe care o posedă un popor nu o pot șterge așa de ușor, deși trec zeci de ani de zile. Și probabil că acele milioane de oameni care au ieșit în întâmpinarea regelui în 92, l-au speriat pe Iliescu, într-așa o măsură, cât a spus, păi, lumea cere deschis, fără vot, fără alegeri oficiale. Lumea acum cere revenirea la monarhie. Dar în Basarabia, regele Mihai era apreciat, era iubit de către românii de aici, în general, monarhia, era apreciat în Basarabia? Eu acest lucru tot l-am observat atunci la Țiganca. Lumea a venit cu placate. Eu așa zic că, oameni buni, să vii cu placate istorice cu regele Mihai, cu familia regală, noi știm foarte bine prin ce a trecut Basarabia după 44. Când pentru o simplu fotografie sau un simplu desen, omul era minim condamnat la 10 ani conform articolului 58 din codul penal al Uniunii Sovietice cu privire la activitatea antisovietică. E bine, lumea a riscat pe întreaga perioadă de existență a Uniunii Sovietice în acest teritoriu, cu propria viață, cu propriile familii, proprii copii, ascunzând fotografiile regelui Mihai și a membrilor familiei regale. Și când au venit regele, mulți stăteau cu aceste fotografii în față și chiar l-au rugat pe rege dacă este posibilitate să pună semnătura. Și eu urmăream, au trecut atâți ani de zile, ani de groază, ani de teroare totală, ca până la urmă, totuși memoria colectivă a poporului spune despre altceva. Cât propagandă nu a fost aici impusă de regimul sovietic, nimic n-a ajutat până la urmă. Eu personal cunosc un caz, o bătrânică, Maria Nane, din localitatea Leușeni, de pe malul Prutului, care mi-a povestit în detalii despre dragostea ei plămădită în familie față de regalitate și față de regele Mihai I al României. Încă cărțica asta veche, eu l-am pe regele Mihai, ia câte la ea. Uite cât e de veche cărțica asta. E că l-am pe regele Mihai. Mama ne povestea, regele Mihai, dacă aveți și rege și nu aveți și război, aveți trei înghini și aveți, el era un om bun și aveți să avem o viață bună. Și eu așa avem o încredere în regele Mihai și tot ca când îl așteptam. În casă aveau o monedă pe care era gravat chipul regelui Mihai. O zi o punem ca pe cașea, că e oglindă, o punem pe masă. O zi o punem așa într-o unghier, știam că e iconiță. Când a murit regele Mihai, păi eu m-am uitat la televizor, nici nu m-am urnit, așa, așa de mult. Și așa avem încredere în trânsul că el ar să vii odată înapoi și el aș aduc aminte și de noi, cum ne povestea mama, că dacă era regele Mihai, cum dacă era să nu și război și aveți și regele Mihai, aveți și multe. Aș fi vrut să-l văd odată viu. Așa, cât am ținut eu la, cât am ținut eu de copil la dânsul, cât ne povestim nouă mama, parcă aș fi vrut să-l văd odată în față. Maria Nani își mai amintește că în satul Leușeni, tatăl regelui Mihai, Carol al II-lea, avea și doi fiini de botez. Camelia și David, mai în scurt, mama Mărioara, și ea Dumnezeu s-o ierte, când e la mine când eram la casa aceea, au născut 14 copii, dar au născut 10 băieți la rând. Și când au născut a 10-lea băiet, au chemat-o la primărie și i-au spus că trebuie să-i botez regele. Și i-au trimis regelui Oțcom Prosop
și un colac. Și regele i-a trimis cadou. Și l-a scris la biserică că i-a botezat a zecelea băiet, David, l-a chemat. Și i-a spus, dacă mai naște o fată, i-o botează și pe aceea. Și nu știu, cum a trag Amelia, mă ating că ea 14-lea. Ea 14-lea. Și eu botezat-o și pe Camelia și ea. Și ne spune Camelia așa coț, că cum a trag Camelia, ne spune așa coț, că cum a trag. Eu trimis lui mama cadouri pentru mine și eu trimis și 100 de lei. Și pe banul șala, pe o parte era, în românii trebuie să știe, pe o parte era o femeie cum toarșe, toarșe din furcă, dar pe o parte era o femeie cum alăpta copilul. Și ea ca așa era atunci. Regele Mihai spunea că lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. În această lume agitată, aceste valori mai sunt valabile? Mai sunt apreciate și promovate, credeți? Își mai iau locul? Eu totuși sunt optimist, la fel ca și regele Mihai. Și ca profesor de istorie în universitate și ca director de muzeu militar, fără valorile respective nu poate exista ființa umană. Numai dacă promovezi frumosul și promovezi trecutul poporului tău, rău sau bun, pentru că au fost diferite momente în istorie, dar istoria ne învață. Trebuie să cunoaștem istoria așa cum a fost ea, cu momentele sale plăcute și neplăcute. Și cele plăcute să le luăm la normare și să le promovăm în societate, de cele neplăcute, de cele rele să ne ferim în viitor, de lecțiile care le-am primit. Și tot regele Mihai mai spunea că cele mai importante lucruri de dobândit după libertate și democrație sunt identitatea și demnitatea. Basarabia, astăzi, mai credeți că este în continuare în căutarea identității și demnității? Este o luptă permanentă, pentru că sunt diferite forțe care încearcă să influențeze situația. Și acest lucru se întâmplă permanent în întreaga lume, nu numai la noi în Basarabia. Marea noastră problemă este totuși să luptăm în continuare pentru afirmarea noastră identitară și să nu uităm totuși de unde venim. Asta este principal lucru care trebuie să-l promovăm atât în familie, cât și în societate, permanent. Ce trebuie să știe fiecare român, inclusiv din Basarabia, atunci când pronunță numele regelui Mihai I al României? Ce a însemnat, ce a reprezentat regele Mihai pentru România și pentru poporul român? Ceea ce spunea Dumnezeu, de fapt, trebuie să fie loial poporul. A fost, într-adevăr, un rege absolut loial și s-a gândit numai la popor, nu la beneficiile personale, ci numai la poporul român. Și în vâltoarea evenimentelor a făcut tot ce a stat în putere ca poporul român să fie împreună în măsura posibilităților, ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în istorie. Astăzi, poporul român duce lipsă de un simbol al demnității, așa cum a fost regele Mihai? Probabil că da. Pentru că este foarte greu să pregătești un om de așa o talie cum a ajuns regele, să fie permanent loial poporului. Asta e o educație aparte, o instruire aparte, zi de zi, care creează un aristocrat adevărat și în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că sunt mulți nobili, aristocrați sunt puțini. Sunt mulți inteligenți, intelectuali sunt puțini. Viața mea a fost o lungă și loială așteptare. Așteptarea ca Europa să-și vină în fire. Așteptare ca România să se reîntoarcă la ea însăși. Răbdarea poate fi uneori o armă împotriva destinului istoric. Așteptarea și credința, iubirea și simțul datoriei. Familia mea și cu mine am muncit mult pentru o Românie democratică, prosperă, liberă și demnă. Nu vom înceta să facem acest lucru până la sfârșitul zilelor noastre, convinși fiind că instituția Casei Regale este parte a identității noastre statale și naționale.
Comunismul s-a născut în România în același an cu mine, în 1921. Faptul că dumneavoastră îl condamnați astăzi mă face să cred că i-am supraviețuit. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu spunea chiar pe blazonul familiei, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Numai cu credința în Dumnezeu poți realiza lucruri frumoase pentru poporul tău. Asta pentru dânsul a fost o lozincă permanentă care urmărea un scop al vieții sale. Iar un scop al vieții sale a fost revenirea Basarabiei în cadrul trupului țării. A trăit mereu cu această durere în suflet că nu a reușit să recupereze și Basarabia din ghearele ocupantului sovietic. Permanent s-a gândit la Basarabia și la poporul român din Basarabia. Și cred că acea întâlnire a noastră, invitația la Palat din anul 2008 pe care am avut-o, a fost în acest context. Să vadă cum gândesc tinerii din Basarabia, ce gândesc despre Basarabia în general, despre poporul român, despre România în general, care este atitudinea și cum văd tinerii basarabeni viitorul său. Domn profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această lecție de istorie prețioasă și importantă. Ne mai revedem cu siguranță la lecția de istorie. Mulțumesc pentru invitație. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate bune! Thank you.